Cum, în 2016? S-a pierdut semnalul GPS. Bună dimineața, la prânz și seara, și am revenit. V-am promis că suntem, vom ajunge la birou din Sofia, la Crypto Center-ul companiei, și suntem cu echipa România, echipă frumoasă. Camelia, câteva cuvinte pentru partenerii noștri. Wow, gălăgioși românii noștri. Suntem din nou aici, azi, pentru prima oară, este minunat. E un birou frumos, elegant, odat, tot ce trebuie, și oamenii pot vedea că OneCoin există, OneLife există, monedele există, nu le vedem, dar le folosim, așa că totul este wow. Pentru, tu nu ești pentru prima oară, ai mai fost de nu știu câte ori aici, da? Domnul Farcaș, pentru prima oară la birou, da? Pentru prima oară, da. Acum suntem în partea Crypto Center-ului, biroul operațional este în spatele nostru, nu deranjăm băieții, că altfel întârzie suportul și mai tare. Aici este un loc unde ați avut privilegiu să veniți, să puteți vedea unde au fost făcute interviurile cu Dr. Ruja, tot ce vedeți pentru One Academy, acolo, aici sau în celelalte încăperi. Vă place? Da. Frumos? Bravo, mai veniți? Super. Data viitoare trebuie să veniți cu parteneri noi. Mulțumim. Bravo. Da. Da. Doamna Doina, câteva cuvinte? V-am prins că vă relaxați așa. Mulțumesc frumos. Vreau să le spun celor de acasă care cred nespus că nu sunt aici cu noi, pentru că am avut niște zile extraordinare și vor urma niște zile și mai bune și mai frumoase. Așa că data viitoare nu ratați. Nu ratăm. Nu ratăm și vă așteptăm alături de noi. Doamna Ioana, câteva cuvinte pentru cei de acasă? Să ne transmitem celor de acasă că iubim foarte mult și abia așteptăm să ne revedem după vizita de la Bulgaria. Ce să ne revedem? Ne revedem pe 16, 17, 18 iulie? Adică de mâine încolo îi așteptăm. Oricine poate să ajungă, care își dorește cu adevărat, ajunge. Ia așteptăm alături de noi 16, 17, 18 iulie. Adică de mâine vă așteptăm în Bulgaria la cel mai frumos eveniment și cel mai interesant. Ia să vedem cine mai spune câteva cuvinte. Doamna Elena, până vă faceți fotografii. Sunt în sediu companie OneCoin. OneLife. Prima oară? Prima oară sunt. Okay. Mă bucur acest fapt. Mă bucur pentru echipă. Ne bucurăm pentru România. Bravo, felicitări. Mulțumim frumos. Mulțumim. Eu mă bucur că fac parte din cea mai mare familie OneCoin din România. Bravo! Un rând de aplauze! Doamne, cum a zis-o așa de frumos, nu mi-e șar nici mie, doamne. Avem cea mai veselă și fericită familie. Să fiți sănătoși și să fim... Mulțumim, mulțumim. Doamna Georgeta, zâmbiți non-stop acolo. Ia spuneți-le câteva cuvinte. Pe Georgeta, pe lângă faptul că dau energie la toți cei din jur, mă bucur că fac parte din această echipă, din această familie. Da? Și sper ca data viitoare să nu vin singură, să vin însoțită cu cât mai mulți parteneri. Foarte bine. Doamne ajută! Nu în ultimul rând, sunt Elena Olaru din Brașov. Da? Încântată pentru această idee. Nu lăsați lucrurile să treacă pe lângă voi. Veniți, cercetați, analizați și vedeți că este singura noastră șansă pentru România și toată Europa să ne lansăm într-o direcție financiară unde ne ajută zi de zi la cumpărături. Avem tot ce ne trebuie. Sistem, avem magazin de shaker și o echipă care ne îndrumă și ne ajută și ne învață să înțelegem ce înseamnă noul sistem financiar care se lansează, criptomoneda OneCoin. Bravo, un rând de aplauze! V-ați câștigat un loc să țineți prezentări. Ia să vedem, ia să vedem. Noi din Ungaria vă mulțumim pentru echipa română că putem să fim aici cu voi. Sunt fericită. Bravo, foarte bine. Ia spuneți ceva și în ungară. În maghiară. Köszönöm szépen a román csapatnak, hogy itt lehetünk, Magyarországot képviselve, bár most nem úgy tűnik. Zicsis, szövődsz? Aveți prieteni acasă. És úgy érzem, hogy befogadtak a családba minket, és köszönjük a segítséget, meg a szeretetet, amit tőlünk. Da, sună bine. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Cine mai vrea să ne spună câteva cuvinte? Slováci, pozdravujem vás. Ha? Som teraz v stredisku OneLife, Sofii, takže je to originálne, je to super, je to niečo, čo sme možno niektorí neverili, ale funguje to. Sme teraz na konferencii, takže pozdravujem ešte raz. Mulțumim, bravo. Bravo. Cine mai vrea să ne spună câteva cuvinte? Nea Sandu, unde fugi? Ha, a plecat.
L-am pierdut acum, să se pregătească niște camere. A, domnule Elemer, ia veni să ne spuneți ceva cuvinte. Noastră vorbiți rar, așa, dar bine, ia să vedem. Câteva cuvinte pentru cei de acasă, care n-au apucat să ajungă. La București, că am fost primit în cea mai mare și cea mai puternică echipă la live. Și încă o dată mulțumesc pentru această vizită la centrul Lancoin, în Bulgaria, Sofia. Vă place aici? Prima oară? Este pentru prima dată, am venit și să sperăm că vom mai vizita și vom putea fructifica la ce am muncit. Și pentru cei de acasă, un sfat, un îndemn? Cei de acasă n-are decât, cum spunea și doamna înaintea mea, să cerceteze, să se convingă, pentru că este ceva foarte serios și va fi foarte, foarte bun pentru viitorul nostru și a copiilor noștri. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Mulțumim! Ia să vedem, avem aici o persoană energică, unul dintre cei mai vechi parteneri ai noștri. 2017. 2017? Da, în 2017 îl cunosc pe domnul Cristi Calina, care a venit la Suceava. Stai că asta nu e pentru ANAF, nu începe cu asta. Zi așa pentru One Live, nu? A fost o săptămână extraordinară, un moment excepțional. Suntem în vizită la... Prima oară aici? Prima oară, da, la centru One Life. Invit toți românii să cerceteze și să fructifice momentul, fiindcă este exact timpul să ne gândim la un alt sistem de plăți, un sistem sigur, un sistem fără costuri ascunse, un sistem rapid, ce poate fi folosit cu ajutorul tehnologiei. One Life, the best of crypto. Thank you very much. Mulțumim frumos. Ai făcut și reclamă la bomboane? Da, am făcut. Deci ai venit și cu cea mică ca să vedem. Ia uite, tinerețe. Doamna Ioana, un cuvânt de încheiere. Mai facem și mai târziu la fel. A, mai avem? Ia să vedem. Ia să vedem. Sunt din Chișinău, prima dată în Bulgaria, prima dată la oficiu central. Da? Într-o echipă excelentă, cu oameni superbi, cu un colectiv superb, mă simt fericită, mă simt un vis împlinit care nici n-am visat. Adică n-am îndrăznit să visez la așa vis. Și cu oamenii îndrăzniți și îndepliniți dorințele. Fiți fericiți! Bravo! Bravo! Bravo, mulțumim. Bravo, frumos! Vreau să vă zic ceva despre doamna Ada. Ia zi-mi. Deci eu era așa în dubii, nu știa dacă să vină, să nu vină, nu prea avea posibilități, a făcut foarte mulți kilometri. Da. Din Chișinău la fată, în Călăraș, apoi. Și când te-a auzit pe tine la un webinar că trebuie să fii aici și gata, pentru mine a vorbit, eu vin, sunt acolo, nu contează câte eforturi fac și ce sacrificii, exact. Eu vin acolo. Așa că bravo! Niciodată nu e despre ce eforturi și ce resurse avem nevoie, ci pentru ce vrem să realizăm. Domnul Dan! Sunt pentru prima dată în acest sediu, deși am intrat în această mare familie în 20 iunie 2015, de aceea sunt foarte bucuros că astăzi sunt aici în acest sediu. Am și eu în spate o echipă de vreo 70 de oameni care din partea cărora aduc un salut aici în sediu. Mulțumim frumos, îi salutăm și noi. Și aștept întâlnirea de mâine, de voi mâine, pentru noi informații care să... Ne dea energie, motivație să mergem mai departe și să facem lucruri frumoase. Și să ne îndeplinim visul, da, nostru financiar. Toate cele bune. Da, mulțumim frumos, domnul Dan. Mulțumim. Prilejul acestei da? Vizite, da, la sediu Crypto da? Ziua, da, doamna Perla și-a realizat unul dintre vise, da? Altul. Ia spune, doamna Perla. Prima dată sunt aici, îmi pare foarte, foarte bine. Mi s-a... Am plinit un vis. Deplinit, un vis. Niciodată nu m-aș fi gândit. Eu sunt care am văzut, cred că prima care am văzut o mașină, 100%. Trei. Adică trei mașini, o mașină cumpărată de echipă. Da. 100%. Mulțumim foarte mult. Și sunt tare că bravo. Mulțumim. Felicitări. Felicitări și o zi fantastică, încheiem live-ul că rămân fără baterie. Mai e cineva care mai vrea să spună ceva? Repede.